România va contribui cu 200.000 de euro la efortul global de descoperire și dezvoltare a unui vaccin, a unor teste și tratamente împotriva noului coronavirus. Anunțul a fost făcut de ministrul sănătății Nelu Tătaru într-un mesaj transmis în limba engleză în cadrul unei videoconferințe internaționale pentru strângerea de fonduri găzduite de Comisia Europeană, dar de la care Washingtonul a lipsit. Inițiativa a fost lansată de Organizația Mondială a Sănătății și de alte instituții din domeniu. Teledonul a fost deschis statelor, organizațiilor, filantropilor, dar și celebrităților din lumea întreagă. Madonna s-a numărat printre acestea și a avut o contribuție semnificativă. În urma TeleDonului contra pandemiei, la care au participat aproximativ 40 de țări, au fost strânse 7,4 miliarde de euro. Obiectivul era de 7,5 miliarde de euro, iar eforturile de strângere de fonduri vor continua. Franța și Germania au ridicat apoi ștacheta donațiilor la peste 2 miliarde de euro, cu contribuții de 500 și, respectiv, 525 de milioane de euro. Italia a promis 140 de milioane de euro, Spania 125 de milioane de euro, Canada a anunțat o contribuție de 850 de milioane de dolari. Se adaugă o donație de 500 de milioane de dolari de la Arabia Saudită, 388 de milioane de lire sterline de la Marea Britanie, 60 de milioane de dolari de la Israel și 1,3 milioane de dolari de la Africa de Sud.